De 8 ani de când a divorțat, Mirela muncește din zor și până în seară pentru a le oferi celor 4 copii o viață cât mai bună. Din păcate, salariul de croitoreasă de 750 de lei pe lună îi ajunge doar pentru plata chiriei. Pentru întreținere, mâncare și celelalte cheltuieli, trebuie să se descurce doar cu 240 de lei alocația copiilor. Mirela a încercat să mai câștige câte ceva, făcând curățenie, dar s-a îmbolnăvit. Am lomboșiatică acută, am mers la 3 medici, din care ultimul mi-a spus că risc să rămân paralizată. Sfatul lui e să stau cât pot la pat și să nu fac foarte mult efort. Nevoile noastre cele mai mari sunt să putem să trăim decent și să pot să le ofer o viață mai bună copiilor. Asta e dorința cea mai mare. Și să pot să îmi plătesc utilitățile și să nu mai trăiesc din împrumuturi. Copiii au crescut și nevoile lor sunt tot mai mari. Eu sunt Gabi, am 13 ani, sunt clasa 8-a, îmi place foarte mult să cânt la chitară și vreau să mă fac jurnalistă pentru că îmi place să fac poze. Sunt Alexandra, am 18 ani, merg pe 19, sunt decorator floral, îmi plac foarte mult florile și țin mult la frații mei. Eu sunt Cristina, am 14 ani, merg pe 15, sunt clasa 9 și îmi place engleza și mi-ar place să merg la Londra. Sunt Iubet, am 10 ani, sunt clasa 4, îmi doresc să fiu arhitect și îmi doresc o calculator ca să pot să învăț. Lui Robert îi place să creeze jucării din piese Lego și este foarte bun la matematică. Problema lui este că are dislexie și suferă atunci când colegii râd de el. Mirela a încercat să-l ducă la logoped, dar băiețelul ar trebui să facă o terapie mai susținută. Cea mai mare nevoie este legat de finanțe, să putem să supraviețuim și ca copiii să aibă alimente. Mi se rupe inima că nu pot să le ofer să meargă normal la școală cu pachete și cu mergelați copii. Mama își dorește cel mai mult să-i vadă pe copii învățând, pentru că știe că doar așa vor avea un trai mai bun. Copiii ar avea nevoie și de un calculator pentru a le fi mai ușor să-și pregătească lecțiile. Mirela speră că va rezolva într-o zi și problemele medicale, operația ei și terapia lui Robert.